Un copil de 6 ani din Văleni a murit aseară înecat în apele râului Vedea, care traversează localitatea. El a mers să facă baie alături de cele două surioare ale sale, dar și de părinți. După ce copiii s-au distrat, părinții au decis că e timpul să plece acasă. Preocupat să-și strângă lucrurile și să aibă grijă de cel mai mic dintre copii, o fetiță de doar 7 luni, i-au scăpat din ochi pe băiat și fata cea mare în vârstă de 9 ani. Când au observat, cei doi părinți au sărit în ajutorul lor. Tatăl a reușit să o scoată din apă pe fetiță, iar mama, în încercarea de a-l scoate pe băiat, a scăpat-o pe cea mică în apă. A revenit și a luat bebelușa, sperând să-l scoată din apă și pe băiat. Din păcate, nu a mai reușit, acesta nu a mai putut fi zărit. Trupul copilului a fost găsit câteva zeci de minute mai târziu de săteni. Sosiți la fața locului, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru el. Au fost făcute manevrele de resuscitare și între timp a sosit și în sprijin echelicopterul SMURD Craiova. După o oră și jumătate, din nefericire, a fost declarat decesul copilului. Incidentul este acum cercetat de oamenii legii care vor să afle exact împrejurările în care a avut loc tragedia. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin Sistemul Național Unic Apeluri de Urgență 112 despre faptul că pe raza comunei Băleni, un băiat de 6 ani ar fi intrat în apă și s-ar fi netat. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs evenimentul. Salvatorii atrag atenția tuturor celor care în zilele de caniculă aleg să se recorească optând pentru a se îmbăia în zone neamenajate, că pericolul de a se neca este mare. Recomandăm tuturor să meargă în locurile special amenajate, să desfășoare activitățile de recreere, să evite aceste cursuri de apă care prezintă și curenți și prezintă foarte mare riscul de înec. Copiii în permanență trebuie supravegheați în locurile cu posibil risc de înec. Medicii de la Spitalul Județean de Urgență Slatina au investigat-o pe sora cea mică a băiatului care s-a înecat în râul Vedea și susțin că starea copilei este una bună, ea urmând a fi externată.